Bine v-am regăsit, dragii mei, pe cei din Zodia Scorpion. Haideți să facem etalarea de dragoste pentru perioada 18-31 iulie 2019. Să vedem ce vă așteaptă în această perioadă. Scorpion, dragoste. Voi nu mai vreți o căsnicie. Scorpion, dragoste, poate chiar cu o zodie de apă ca și voi. Pe Scorpion, 18-31 iulie 2019. Scorpion. Scorpion, dragoste, 18. 31 iulie 2020. Scorpion. Nu au căzut prea multe cărți. Scorpion. Voi sunteți supărați și suferiți din cauza unui, dacă sunteți domn, din cauza unei doamne dintr-o zodie de foc, Leu Berbec Săgetător, sau poate din cauza unei persoane din Gemeni Balanță Vărsător. Aveți nopți nedormite, aveți niște remușcări, vă simțiți vinovați de ceva anume și sunteți în așteptare, ca să spun așa, ori cu niște scuze din partea acestei persoane, ori ca scuzele voastre să fie acceptate de către această persoană. Ok, haideți să vedem. 9 de sobi pentru cei din Zodia Scorpion, 9 de sobi. Of. Regina de bute. Doi de bute. Cavalerul de cupe. Luna. Șapte de monede. Șapte de sabii. Nouă de bâte. Ok. Și la baza etalării, împărăteasa și asul de bute. Din câte văd aici, o să facem și clarificarea imediat. Aici avem de-a face cu o remușcare pe care voi o aveți, ori persoana voastră iubită o are. Voi v-ați învățat o lecție când vine vorba despre o persoană din Gemeni Balanță Vărsător, pe care ați considerat-o sau l-ați considerat sufletul vostru pereche. A fost o bătălie între minte și suflet la voi. Dar șaptele de monede întotdeauna vorbește despre o lecție învățată. Persoana asta s-a dovedit a fi foarte vicleană cu șapte de săbii. Aici au fost bani la mijloc. Aici a fost o lecție și legată de bani. Dacă voi sunteți cei care n-ați fost hotărâți între un leu berbec săgetător și un gemen balanță vărsător, dar mai văd și un taur fecioară capricorn aici, la câțiva dintre voi văd că cineva aici a vrut să se realizeze din punct de vedere financiar, ori n-a fost hotărât între trei persoane, ca să spun așa, și s-a dovedit a rămâne fără niciuna sau fără niciunul. Eu aici văd că cineva se simte vinovat. Ori persoana iubită, ori voi. Se așteaptă niște scuze. Se vor primi niște scuze. Dar eu n-aș avea încredere în scuzele astea. Că le primiți. Era să spun că le dați. Dacă le primiți, eu n-aș avea încredere în scuzele astea. Pentru că nu par sincere cu șapte de săbii. Deloc nu par sincere. Cineva a fost în așteptare cu el aici, dar nu sunt sincere deloc, se urmărește ceva financiar aici. Ori mai am o poveste pe care o văd, este posibil ca câțiva dintre voi, poate ați dorit pe cineva, dar n-ați avut finanțe, ați dorit întâi să vă realizați din punct de vedere financiar, având zecele de monede cu regele de monede. Chiar dacă ați fost răniți în așteptarea asta pentru persoana asta din zodie de foc, poate că
Ați vrut să vă realizați întâi din punct de vedere financiar, poate aveți ascendent în Taur. Ați vrut să vă realizați din Fecioară sau Capricorn din punct de vedere financiar ca să puteți să mergeți cu scuzele astea către persoana asta. Sau persoana asta dorește să se realizeze din punct de vedere financiar înainte să vină cu scuzele astea către voi. Poate asta a și fost problema, poate persoana asta s-a folosit de finanțele voastre. Ok, haideți să vedem nouă de săbii. Este o remușcare pentru că iubiți persoana asta. Asul de cupe. Nu, asul de cupe. Este o greutate pentru voi. Regina de pute. Of. Regina de pute este clarificată prin 10 de spade, Regina de pute. Și, dar poate fi și regele de pute pentru doamne. Regina de și marele preot. Ok. Aici avem o finalizare. Cineva care va refuza sau cineva pe care voi îl veți refuza, deși aici avem energia. Mai mult energia voastră, dar poate fi și energia persoanei iubite. Luați cum rezonează pentru voi. Ok, ideea este că cineva, voi sau persoana iubită, cum rezonează pentru voi, dorește să-și ceară niște scuze în urma unor decepții, ca să spun așa, viclenii, minciuni și alte lucruri de genul acesta, și legate de partea financiară, și legate de o altă situație, și legate de o nehotărâre. Ideea este că o situație aici este terminată. Cineva este foarte supărat, voi sau persoana iubită. Haideți să vedem și cavalerul de cupe. Avem moartea care este tot pe un căluț. Avem ca și cum ar fi trei cavaleri. Se pare că voi vreți să vă duceți cu o ofertă destul de serioasă spre persoana asta, exact cum am spus, voi sau persoana iubită vrea către voi. Cineva aici dorește să se stabilizeze din punct de vedere financiar întâi ca să poată face oferta asta. Și aici este o așteptare la mijloc, doi de bute. Doi de bute. Poate cineva din zodia Capricorn vă pune bețe în roate sau pune bețe în roate persoanei voastre iubite sau este ceva legat la mijloc de niște vicii sau probleme de care această persoană încearcă să scape sau voi încercați să scăpați de o relație destul de urâtă cu cineva din Taur, Fecioară, Capricorn ca să puteți să fiți cu persoana iubită. Ok, haideți să vedem și Regina de Spade. Bine, Regina de Spade poate să însemne și dreptate. Turnul. Cineva va dezamăgi foarte rău din gemeni, balanță, vărsător, turnul. Cineva la care voi ați sperat că veți realiza ceva, la care voi ați sperat că veți obține ceva de viitor, și anume un 10 de cupe. Însă persoana asta s-a dovedit a fi o persoană falsă, turnul. Era o persoană care se juca, turnul. Este ca și cum voi ați da ceva foarte serios pentru această persoană. Poate erați între un leu. Sau poate voi aveți ascendent în leu, poate erați între un leu și gemeni balanță vărsător, pentru că avem regina de bute, leu, berbec, săgetător și gemeni balanță vărsător. Și acum voi regretați poate cu turnul că s-a aflat sau problema este că v-ați convins în privința gemeni balanță vărsător și ați înțeles că era un eșec acolo și că ați pierdut o persoană dragă din leu, berbec, săgetător. În altă ordine de idei, dacă vouă v-a făcut asta persoana iubită, înseamnă că cineva din gemeni balanță vărsător a oscilat între un leu sau gemeni sau berbec săgetător și voi. Și persoana asta a realizat că cealaltă relație era o relație eșuată și că vă dorește înapoi pe voi. Aici există sentimente de dragoste sincere, dar sunt o greutate pe suflet, pentru că nu sunt exprimate luna. Regele de bute, luna.
sfrânt inima unui, dacă voi aveți ascendent într-o zodie de foc, leu, berbec, săgetător, aveți inima frântă, suferiți foarte tare. Dacă ați frânt inima unui leu, berbec, săgetător, vă simțiți vinovați de acest lucru pentru că realizați că iubiți sau iubeați persoana asta. Ok, ori ați iubit persoana din gemeni, balanță, vărsător și ați nedreptățit pe cineva sau faptul că ați fost între două persoane și n-ați fost hotărâți, asta va crea suferință pentru că s-a dovedit ca una dintre persoane să fie neserioasă. Ok, 7 de săbii. Sau luați povestea cum rezonează pentru voi. Vreți să aduceți claritate cuiva, regele de spade. Valetul de spade. Vreți să vă împăcați cu cineva, regele de monede. Taur Berbec. Vreți să vă împăcați cu cineva. Oricineva din Taur Berbec vă aduce o scuză, ca să spun așa, sau vreți să vă împăcați voi cu cineva. Valetul de cupe. Împăratul. Ok, dacă sunteți domni, voi aveți o claritate în legătură cu gemeni balanță vărsător sau cu cineva din Capricorn, Taur Fecioară Capricorn. Nu știu de ce avem impresia că citesc la Taur. Ok. Deci, dacă voi aveți de-a face cu asemenea zodii, veți avea claritate, clar, că vreți să vă duceți cu niște scuze către cine? Către un doi de cupe sincer, pe care l-ați părăsit. Vreți să comunicați cu persoana asta. Este cineva din Leu Berbec Săgetător. Berbec, mi-a apărut împăratul, poate fi Berbec Leu Săgetător. Sau dacă voi ați pățit asta, cineva din zodia asta dorește să comunice cu voi. Luați cum rezonează pentru voi. Și mai vreau să clarific și 9 de bâte. Dacă veți face dreptate sau vi se va face dreptate, se va aduce echilibru și liniște. Se va aduce ce trebuie aici. Ideea este că simt pentru mulți dintre voi că ați fost confuzi în legătură cu anumite relații. De fapt, aveați pe cineva foarte serios sau legase ceva serios cu cineva și poate că v-ați lăsat trași de trecut și ați nedreptățit pe cineva din prezent. Însă, aici este o situație în care cineva regretă o alegere proastă sau cineva regretă că n-a avut stabilitatea financiară ca să fie cu persoana iubită. Dacă voi sunteți aceia care ați pățit lucrurile astea, clar persoana iubită simte asta pentru voi. Ideea este că aici a fost cineva malefic din Capricorn odată, Taur Fecioară Capricorn, Gemeni Balanță Vărsător, persoane malefice. Persoane malefice care v-au folosit, persoane malefice care au încercat să vă facă rău, persoane de care v-ați desprins foarte greu și v-ați învățat lecția foarte greu. Ori persoana iubită a avut de-a face cu așa ceva. Bun. Atât am avut și pentru cei din zodia Scorpion. Eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Nu uitați să vă abonați, să dați un like, să dați un share. Vă pup și vă aștept la un nou video.